Camerina, vă spunem bună ziua. Bună ziua. Surpriză la ușa ta cu mare drag. A ajuns la ușa dumneavoastră. Vai, 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 vai. Ce frumoasă ești tu. Dar cum te numești? Livia. Livia? Și câți ani și-o ai? 4. Așa. Am înțeles. Uitați-vă să pun întrebarea, de la cine credeți că vine acest gest? Și? La cine credeți că vine acest gest? La tata și la mama. De la soț. Așa, este foarte corect. Trandafirea și vă aparțin dumneavoastră. Haideți, puteți să o fac comod. Așa. Aici este foarte bine. Așa. Așa, că aici o jucărie moale. Ajuți? Așa. Așa. Bucureta. De la jucărie. Interesantă? Da? Așa. Îți ajută mame până crești mai mare. Așa. Și cred că principalul mesaj urmează. Și să ascultăm cu alții. Bună ziua, scumpilul tata. Vă felicit cu ziua internațională a femeilor. Vă doresc multă sănătate, fericire, dragoste, mereu să fiți stimate și frumoase pe cum sunteți. Să știți că tata, cât departe n-ar fi, și permanent ori nu m-aș afla, e cu gândul la voi. Vă iubesc foarte mult și v-am pupat. Toate. Mulțumim mult. Mulțumim. Dar sigur cred că a fost cel mai frumos mesaj pentru fetele lui tata. Mulțumim. Aveți ocazia să-i mulțumiți și să-i spuneți câteva cuvinte. Îi mulțumiți-vă multe. Hai. Hai, Sandra. Tata. Hai, spune Livia. Tata. Tata, transmite și noi transmitem un mesaj lui tata. Ce spune tata? Spune că îl iubești, ți-e dor de el și îl aștepți acasă cu mare drag. Da? Hai, spune tata. Tata. Te iubesc. Hai, Sandra, spune tu că ești mai mare. Nu plânge. Hai, spune. Bine, o să spun. Hai, spune tu. Două cuvinte pentru tata. Îi mulțumim mult pentru gestul și surpriza. Într-adevăr, ne-a uimit. Și îi spunem și lui mult, în primul rând, multă sănătate. Îl iubim și noi foarte mult. Și-l așteptăm acasă, de câte ori pleacă, să nu uite că acasă este o mamă și trei fetițe care îl iubesc și-l așteaptă cu drag și dor. Vă mulțumesc mult! Hai să îmi transmit și tu, așa. Cred că lacrimile sunt destule pentru tata. Dar nu-l faci pe tata să plângă. Iar zâmbești frumos. Așa. Și spune lui tata că tu ai grijă de soluare și de mama ai grijă. Pentru că ești cea mai măricică, da? Așa. Tata să mai emotivă. Și tu, Livia, nu te-ai răzgândit să-mi spui ceva? Livia, îi transmiți un mesaj lui tata. Arată-mi că-l sărut și atât. Transmit eu un pup. Transmiți? Hai, transmiți un pupic lui tata. Hai că să o ajung acolo. Da, sigur. Nu vreți să transmiteți. Hai, Sandra, un cuvânt spune-mi lui tata. Uite, tata, ce surpriză frumoasă ne-a făcut tatu. Sunt frumoase și cred că sunt destule. Așa că venim și noi cu sincere și frumoase felicitări. Așa mereu să aveți, tati, că să aibă grijă de cele mai scumpe persoane din viața lui. Să fiți mereu respectate, iubite și de cei dragi înconjurați. Mulțumim mult! Mulțumim mult!